Stimați colegi, anul de asistență, pe care veniți astăzi, avem susținere fizic de doctor, asta e foarte plăcut, evident, pe care înainte procedurii, onorăm primul Republicii Moldova. Vă rog. Alena Gnedov-Moșanu,
доктор хабилитант, профессор университета, университета техника Молдовии. Алексей Боярлин, доктор конференциар университета, университета техника Молдовии. Ши Родика Семенюк, доктор конференциар университета, университета техника Молдовии. В Урму Шединцы есть осигурат при президенце о шапте мембрии Алконсилиума. Ши Конформ прочесу вырвал Мурал Чич, Алконсилиум Шединцефик, университет техника Мудой, Диндозы Шапти Юния, Дозы Штей, Прикумши о инвитациор Шединцы, тот корреспондент Шединцева, Аначек, Шединца все консидеры дискисы. Акун, резмет, кумэнту, секретар консилу Шединцы, Рок, главный секретарь. Mulțumesc. Stimată audiență, dosarul candidatului corespundent modalitatea metodologiei de evaluare și susținerea tezilor de doctorat a Universității Tehnice a Moldovei și, conform programului de doctorat, certificatul academic corespunde cerințelor față de creditele acumulate, 140 de credite. Publicațiile științifice ale doctorandului includ 3 articole în reviste științifice indexate, Web of Science și Scopus, 2 articole în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil, 7 articole și teze în lucrările conferințelor și altor manifestări științifice și un brevet de invenție. Raportul de similitudine generat de către sistem antiplagiat indică un coeficient de similitudine în prima evaluare 3,34%, coeficient de similitudine următoarea de 0,28% și cuvinte în ghilimele de 0,25%. Rezultatele confirmate și prin rezoluția al acestui raport. Sunt întrebări? Sunt întrebări? Nu sunt. Toți sunt. Nu sunt întrebări. Trecem la procedură. Se oferă cuvânt candidatului pentru prezentarea rezultatelor cercetării, 20 minute pentru prezentarea tezei de doctorat. Vă rog, domnul Semenyuk. Thank you very much for introduction. Domnul președinte, today I'm going to present results obtained during my doctoral studies. My talk is going to be in English, but when you have any questions, please feel free to ask them in Romanian. I'll try to answer them. Part of this work, in particular, computer simulation was done at Sheffield Hallam University, United Kingdom, the rest here at the Università Tehnică a Moldovei. The topic of thesis is structured clay polymer на композите тетраамбалажи алиментари, конвертатор шинцифик в анализе красу. Currently, packaging for food products is often considered as a problem, but we consider it as a solution to the problem of converting food waste. Packaging has an important role to play in the amount of energy consumed during the food production cycle. A total of 20 gigajoules per person per year of energy is consumed during the whole food production cycle in Europe. This involves food production, packaging production, logistics, etc. About 50% of this energy is consumed in food production itself. On the other hand, in Europe and Moldova included, 30% of all purchased food is just thrown away because it gets spoiled. It means that 30% of the energy that went into the production of food is just wasted. So if packaging protects the food, it lasts longer and less food needs to be produced, thus saving money, energy, which contributes to the national economies and is on the verge of more than conscious consumption.
But it's not only about an effective packaging, it's also about using biodegradable, sustainable, and environmentally friendly packaging. In recent years, natural flakes and biopolymers attract a particular attention when formulating sustainable barrier coatings. The coating transforms regular paper into an effective barrier material when applied on its surface. Here you can see a sheet of paper without coating and with coating. The cellulose surface becomes very smooth and without pinholes. And what this coating achieves is 80 times improvement of water vapor permeability of simple office paper. This sustainable material has the potential to replace the petroleum-derived materials like plastics, which dominate barrier packaging. However, some flakes work better than others, and there were no clear evidences why. It was unclear how does the clay type influences the structure of polymer clay nanocomposite, and hence barrier properties couldn't be controlled. Due to specifics of the material under scrutiny, there are no experimental techniques that would be able to elucidate that. The proposed application for such coatings would be a packaging for dry products like biscuits, cereal, or grains that needs to be kept crispy. This is an example of a system that we're looking at. Generally speaking, clay is a layered material. That's what you can see in our model. We have two clay layers and polymer blend with water sandwiched between them. This region here is called interlayer or gallery, and is the structure of this interlayer is what we are interested in, because it was established that better barrier properties of these composites occur when polymer is locked in between the clay layers. The distance between two adjacent clay sheets is approximately 10 to 30 angstroms, so obviously the structure of such tiny and complex system cannot be ascertained via experimental techniques. Therefore, in our work, we applied molecular simulation techniques to establish the structure of the interlayer of this nanocomposite and how does clay type, clay structure influences it, and all of that on molecular level. So the main hypothesis of our research is that nanocomposites based on clay and biopolymers can be used as a biodegradable barrier packaging for food products. The purpose of research is to develop a computational potential model of the individual components of the nanocomposites and use them to simulate interactions between them to expand the understanding of the role played by clay, water, starch, plasticizer, etc. at the molecular level in the formation of barrier coatings. More specific tasks would be to understand how the size and charge state of clay layers influence the dynamics of mineral hydration, investigation of the swelling process of clay minerals in the presence of polymers in water, how does type of exchange cation and its charge state influences the dynamics of the formation of polymer clay nanocomposites, and of course comparison of our computational models with the experiment. Second chapter of the thesis was dedicated to formulation of computational models of our compounds. There are numerous computer simulation techniques separated by accessible number of particles and times of simulation. Examples are quantum mechanical calculations, or DFT in short, molecular dynamics, or Monte Carlo, and finite element analysis. The method that we use in our work is called fully atomistic molecular dynamics, or MD in short. In this method, the trajectory of atoms and molecules are determined by numerically solving Newton's equation of motion. So the particles obey the laws of classical mechanics, and quantum effects are not taken into account. This method allows to track trajectories of atoms and follow the evolution and structure of molecular systems. I'm not going to go into too much details here, but some physical parameters can be measured within these calculations, therefore sometimes it is called a computer experiment. In order to create a simulation, atoms have to interact with each other through potentials. Bond potential, angle bending potential, torsion potential, and
non-bonded potentials are all taken into account in our models. For example, the most famous version of a non-bonded potential is called Lemaître-Jones potential, which has a repulsive and attractive terms. Again, I'm not going to go into too much details of selecting parameters specific for the models, but we have also performed tests to compare our potential models with DFT quantum mechanical calculations, which is considered as the most accurate computational techniques in determining structural characteristics of the material. The developed model has predicted the energy of adsorption of polymer on clay surfaces very well, as can be seen here. On the other hand, our model over-idealizes the hexagonal rings on the mineral surface, as can be seen on this picture. And here is the challenge with computational models. You have to always keep the balance between performance and accuracy of the model and how it is expensive to compute. This is an example of how the results of our MD simulation code looks like. It's a simulation box consisting of 50 polymer chains with approximately 5,000 atoms in it. Every single sphere represents here an atom. The simulation was done at different temperatures, 200K to up to 575K. So, as you can see, MD simulation mostly provides information about the dynamics of the system. The running number here is showing the simulation time. It is in order of nanoseconds and picoseconds and shows the evolution of the system within this tiny time frame. And yet simulation of this system took about 12 hours of real time running on 100 CPU cores. So our main simulations were performed on thousands of cores and took, so it's quite a computational task. The clay that we use in experiment and simulations is called montmorillonite. And here is an example of montmorillonite layer. It consists of two tetrahedral sheets and octahedral sheets between them. Silicon in tetrahedrons can be replaced for aluminium, and aluminium in octahedrons can be replaced for magnesium. This puts charge on a clay layer because of different charges of these components. It can be variable in magnitude, and depending on how many substitutions took place in each sheet, and it can be localized either on the tetrahedral or octahedral sheet, depending on where the substitution took place. In order to balance the charge deficit, a cation is placed on the clay surface. It can be monovalent sodium, like it is shown here, or bivalent calcium. The charge of clay is measured in cation exchange capacity and is expressed in milli equivalents. So the higher the number, the higher charge of clay surface. In our work, we use sodium and calcium montmorillonite with various charge states. As a plasticizer, we use a polyethylene glycol. As a biopolymer, we use amylose, which is an amorphous part of starch. We use amylose with of 830 grams per mole, which is far from a realistic value, but again, we are limited by computational power available to us. All these materials were selected and are generally recognized as safe, or as it's called, GRAS, by all major food safety authorities. Third chapter investigates one of the most peculiar characteristics of montmorillonite clay, which is its ability to swell in presence of water. Swelling is the process when clay sheets get separated because of the solvation of cation, and as a result attracting water inside the interlayer. This is why clay becomes very sticky and slippery when it is wet. Displacing is the distance between two adjacent clay layers, so the bigger swelling, the bigger displacing is. The swelling curves shows expansion of clay layers upon hydration. So on y-axis is displacing, on x-axis is the water content. Swelling curves show expansion of clay layers upon hydration. So firstly, we needed to probe this behavior with our developed models. Here you can see the experimental swelling curve.
And this is how our simulation compares with the experiment. The agreement is excellent. Simulation predicts swelling in two stages, where only single layer hydrate of water and two layers of water are present in the interlayer due to complete salvation of the interlayer cation. When using sodium plates with various charges in different locations, simulation does not suggest significant differences neither in swelling curves nor in hydration energies. On the other hand, calcium plates with charge in octahedral position exhibit much larger separation of the clay layers, even at very low water concentration. Same behavior is observed in experiment as well. It is very hard to dehydrate calcium clay completely. The reason for this is both the salvation energy in charge of the interlayer cation. Here on these videos you can see part of the visualization of part of simulation. Coordination number here is the number of water molecules that positively charged cation polarizes. So at low water concentration, it doesn't form full and stable coordination sphere around sodium. So hence, the coordination number only is only 4. And these molecules, water molecules, are in play with plane with clay, which results in single layer hydrate. The hydration enthalpy of bivalent calcium is much higher than that of sodium. So the van der Waals bonding in calcium clay is much stronger, and at the same concentration of water forms a full coordination sphere with the cation. This results in far larger separation of clay layers, even at low water concentration. This mechanism was suggested before, but through our simulation it was visualized for the first time. Another interesting behavior is when charge is localized in tetrahedral sheet. This charge traps calcium cation, and only a portion of coordination sphere is completed, which leads to reduction of the displacement, which is observed in experiment data as well. Similar behavior can be observed in radial distribution functions. It describes how density of particles varies as a function of distance of the rest from the reference particle. The coordination sphere of a cation, calcium cation, is developed much sooner than that of sodium cation. But this has other implications as well. Here you can see the MD simulated atomic probability density map of intercalated water at different concentration viewed perpendicular to the clay surface. Every dot here is a position of individual atom during the simulation, so basically it shows the trajectories and dynamics of the system. Clearly, absorption of water by clays occur in two stages. Firstly, salvation of the exchangeable cations by water molecules take place. At this stage, the water is located predominantly around the cations. Secondly, as the amount of water increases, full hydration shell around the cations are formed. But because the hydration shell of calcium is much stronger compared to that to sodium, its diffusion coefficient is significantly lower, as can be seen in this table down below. You can see here calcium cations barely move during the simulation. Adding more water, a second coordination sphere is developing, which hinders the diffusion even further. And this is why it's important. In order to create effective clay polymer nanocomposite, polymer has to compete with water for a position in the interlayer. As sodium clay creates less stable hydrates, this will facilitate the migration of polymer inside the interlayer of clay. Fourth chapter of the thesis focuses on the simulation and experimental investigation of polymer clay composites. So the experimental work on the swelling of clay upon loading various amounts of polyethylene glycol in the system was performed. The graph on the left is the X-ray diffraction patterns of formulated samples with different loadings of polymer for sodium clay and calcium clay. This peak here is called 001, and it reflects the spacing between clay layers. Shift of this peak to the lower angles indicates the increase of spacing between clay layers due to the increased presence of material in the interlayer. And this spacing is pictured here on the graph.
The thermal gravimetric analysis and thermal gravimetric mass spectrometry confirmed our assumption that there are much more water in calcium clay. The quantities of water and PEG is presented in the table. In the table on the slide, this data was used to produce the simulation models. And after the simulation, measuring similar parameters, this is how simulated swelling curves agree with experimental curves, especially for sodium clay. Again, agreement is nearly excellent. In our model, we use realistic concentrations of water and polymer taken from experimental data. It has allowed us for the first time to obtain a good agreement between molecular simulation and experiment. But in contrast to the experiment, simulation gives us extra information on atom distribution and structure in the interlayer, all this information stored in this region. For all simulated polymer clay composites, at least 5 distinct layers for polymer chains were observed. Radial distribution function shows regularities in the polymer presence. Thus, polymer chains sort of fill clay surface with the highest density peak found close to the clay surface, which indicates a strong affinity between the clay methyl groups and basal oxygen layer. The end-to-end distance distribution indicates differences in the structural conformations of polymer chains. The end-to-end distance is the shortest distance between two ends of the polymer chain. So the distribution suggests that the closer the chain is to the basal surface, the more ill-extended or linear conformations are. Moving away from the clay layer, the width of the distribution increases, and this indicates prevalence of more diverse spoiled conformation in distance layers. The clay charge influences the polymer's conformations as well. In case of low charge clay, the distance between neighboring cations is increased, so the length of the polymer chain is not enough to link them. Therefore, one normally would see a Saturn ring conformation when polymer molecules surround the cation. As we increase the charge of clay, here there are more cations present in the interlayer region, therefore the distance between them is small enough to form a bridging conformation when polymer molecules link to neighboring cations. The length of the polymer chain has an effect on the conformations as well. We've simulated polymers with molecular weight ranging from 200 to 1500 grams per mole, and they have different lengths, obviously, so there should be synergy between the length of a polymer chain and charge of clay in order to achieve desired conformations. With a change of charge location within the clay layer, these conformations adopt their shape as well. The Saturn ring is common for low charge clay without tetrahedral layer charge, but with increase of tetrahedral charge component, cations interact more strongly with the clay surface. It's very hard to lift it off. As a consequence, plasticizer forms a crown-like shape accommodating on top of it. The more favorable conformation of polymer is when it is parallel to the clay surface because it creates an ordered immobilized structure and creates a more tortuous path for water and oxygen molecules. Probability of finding a particular conformation in different clays suggests that it is more favorable to use high charge clay in order to create effective barrier nanocomposite. Fifth and last chapter is dedicated to the synergetic absorption of all three components, water, polyethylene, glycol, and starch in the interlayer of clay and actual formulation of packaging material. From the structural analysis, it was evident that clays with relatively high octahedral charge allows a larger opening in the interlayer, which promotes entanglement of the polymer chain. So from our simulations, we have suggested to use polymer change with molecular weight of 450 grams per mole. At this point of research, we started pilot production of packaging material. In total, 15 kilometers of paper with width of 1 meter was coated. Barrier properties were measured, mechanical properties as well. And how does folding and unfolding of coated paper influences the barrier properties? Printing on the surface, all that was analyzed.
Here is an example of water vapor transmission rates for nanocomposites before our suggestions. The best value achieved is about 20 grams per square per meter per day. And with the updated technology taking into account data obtained from the simulation, we've been able to reduce the water vapor transmission rate down to 8 grams per square meter per day. As a comparison, water vapor transmission rate for paper is about 800 grams per square meter per day. And this is achieved because of specific entanglement arrangement of all four component nanocomposites. Currently, our chemist colleagues from Karlstad University in Sweden hold a patent for this coating. The commercial name is called Kylar, and they are trying to get out on the market with this new material. But this is a whole another difficult task. As for conclusion, firstly, computational models of realistic combination of polymer clay nanocomposites were developed, as well as methods to analyze the interactions between individual components. These models were compared with experimental methods, and for the third time we've been able to achieve realistic swelling curves during water and polymer uptake by clay. It was established that swelling of clay occurs in two stages, with formation of stable interlayer region. This information was used when choosing specific materials for formulation of coatings. It was shown the clays with isomorphic substitution in octahedral sheet are more favorable for use as base for barium nanocomposites. Theoretically, it was established that the optimal charge of clay surface is 0.4 electron per unit cell. It was suggested that elongated polymer chains has to be used in order to create barrier coatings. In particular, polyethylene glycol with molecular weight of 450 grams per mole was suggested. Theoretical research was verified in practice. Real coatings of formulated nanocomposites on paper were created, and water vapor transmission rates of 8 grams per square meter per day was achieved, which is 100 times less than for uncoated paper. During doctoral studies, 12 scientific articles were published, 3 of which in international journals, 2 in national journals, and 7 in international and national conferences, conference proceedings. In 2022, 1 brevet de invenzio was published as well. Thank you for your attention. Domnul Capitator. According to European Commission guide, it is necessary to follow two important points. First of all, the packaging should be neutral for food. The second, that it should be degradable. Not a thousand year like polyethylene, but not 2 days. Mm-hmm. That's like reasonable period of degradation. Your material is patented, mm-hmm. and it means that it should follow to these two rules. Thank you very much for the question. Indeed, so all the materials that are used for production of degradable coatings are food contact approved. As I mentioned, it's generally approved for generally considered as safe by European by EFSA, European Food Safety Association. Moreover, it doesn't, in our packaging material, the coating doesn't have direct contact with food because it's coated the outer layer of the packaging. Considering the biodegradability, at normal conditions, normal temperature, normal humidity, the packaging is very stable for at least 2 years. It doesn't degrade, it doesn't lose barrier properties. However, if you compost it,
And it means that you have higher temperature and higher humidity. In about 2 weeks, the packaging completely dissolves, completely degrades, and what's left is water, biopolymer in form of starch, the plasticizer, and cellulose from the paper. So indeed, this packaging material follows the rules that you have mentioned. Very nice. Good. Thank you. Întrebări, vă rog, stimați colegi, rezultatele foarte interesant și are perspective pentru implementări și eu cred că vor fi întrebări de mine. A, vă rog, da, întrebări. Bună ziua, o să ne pun de lor în limba română. E mai dulce de numai. Ce viitor credeți că pot avea aceste materiale pe care le studiam? Doar din prisma ceea ce a studiat, poate vreau să vă pun altă întrebare după ce am să fac o anumită introducere în amprenta de carbon. It wasn't part of the thesis in terms of predicting the future of this material. Our colleagues are trying to go out on the market with this material, but it's a very difficult task to compete with, well, basically cheaper and more effective barrier materials like plastics or polyethylene. But they're trying, and especially now when economies go more green way, it has some potential in the application. And of course, when producing the these coating materials, because the procedure, the method of producing is very simple. You need only the conveyor, paper, and mixture of this polymer blend that you pour, basically just pour on the paper surface. The carbon footprint is far less than when producing packaging out of plastics, which is obviously a huge outer class and huge amounts of energy needs to be in order to produce those things. And so we haven't analyzed the exact numbers of carbon footprint during the production of this material, but I believe it's far less than that what is used for conventional packaging materials. Okay, am pus întrebarea aceasta pentru că toate acțiunile noastre au impact asupra mediului, chiar cele pe care noi ne credem că sunt binevoitoare sau prietenoase cu mediul. Studiem întotdeauna acțiunile noastre pe amprenta de carbon pe care o lasă în respectiv. De exemplu, înlocuirea mașinilor cu combustibil hidrocarburi, cu cele electrice, s-ar părea că pe amprenta de carbon e mai mare în cazul mașinilor electrice, din cauza materialelor folosite, tehnologiilor pentru obținerea bateriilor. De asta, ca o recomandare, studiem înlocuirea unui ambalaj. Bineînțeles că criteriul principal este să nu fie dăunătoare omului prin impactul cu alimentul. Asta e primul criteriu care descalifică celelalte probleme. Dar multe acțiuni ale noastre de a înlocui materiale special cu compozite s-ar părea ca procedura de obținere, extragere, prelucrare să fie o amprentă mai mare asupra mediului decât procedura clasică. V-ați gândit să analizați care este impactul acesta, că s-ar putea să spunem, da, este o locuire a unor materiale energofage sau nu atât de bune cu consumatorul, cu omul. Dar, de fapt, să aibă un mai mare impact asupra mediului prin amprenta de carbon pe care o lasă. De la extracție, prelucrare, până la reciclare sau circul de viață. All the components of these nanocomposites are very abundant and can be found in many regions of the world. So, for instance, clay, montmorillonite, that is used, it's a natural clay that you don't really have to process from the ore.
You just basically dig it out of the ground, clean it with water or some minor chemicals, and you have a ready clay that can be used for production of the materials. So here you don't have a large carbon footprint in production. Starch as well. Starch, in our experiments, we've used corn starch and potato starch. And again, there are many industries that has a leftovers from their productions, the starch, that can be used here as well. So there will be no additional carbon footprint producing the starch thing. Water is water. It's just, it's simple. And plasticizers are fairly simple to produce, especially. That's why we've used one of the simplest plasticizers is polyethylene glycol. It's very cheap to produce, it's very clean, and it's safe to food contact. So I consider that it's not going to be the case like with electrical cars and combustion engines, compared to combustion engines, when the carbon footprint overall will be higher. We believe that here carbon footprint will be much lower than the conventional petroleum-derived materials. Thank you very much for your answer. Mulțumesc mult pentru profund. Încă întrebări, vă rog. Dumneavoastră ați spus că utilizați amidonul din obținut din cartofi. Da. Dar există și alte surse de obținere a amidonului din porumb, din orez. Sursa de obținere a amidonului poate cumva să influențeze calitatea nanocompozitelor utilizate în obținerea ambalajelor? Poate din punct de vedere costului sau compoziției chimice, sau poate că parametrii tehnologici pot influența. Desigur, da. So we've used starch from corn, porumb și cartof, and they showed a little bit different characteristics. So of course, when experimentally you should select specific type of the starch in order to obtain nanocomposite with better barrier properties. And this, so the overall molecular weight of the starch molecule has a significant influence on the formation of this nanocomposite. In our simulations, we've used the amylose, which is an amorphous part of the starch, amidonol. But in real starch, they have amylose and amylopectin. And we've observed that the starch has less the ratio of amylose and amylopectin is higher, shows better barrier properties when combining the polymethylamine composite. That's what we've observed from them. That's why we, in our simulations, we've used predominantly even amylose, because the higher quantity of amylose in the polymer polymer composite, the better barrier properties they obtain. Mulțumesc mult pentru întrebare. Stimați colegi, încă întrebări cu compiții tutor? Este? Nu sunt? Am avut deja discuție profundă și utilă. Cred că acum noi finalizăm întrebări și trecem mai departe. Doamna secretar al Consiliului, sunt obiecții, sunt propuneri și mai departe. Vă rog. Deci,
Deci recomandările și sugestiile unității primare și a seminarului științific al școlii doctorale au fost luate în considerare în varianta finală a tezei și pentru respectiva teză de doctor au fost recepționate în termeni stabiliți 6 avize, ce anume, unul de la Universitatea de Medicină Nicolae Sfințanu, Departamentul Medicină Preventivă, un aviz de la compania Desmog Marea Britanie, din partea managerului de cercetare și dezvoltare de produse noi, un aviz de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, Facultatea de Inginerie Alimentelor, un aviz de la Laboratorul de Încercări Produse Alimentare AMSA, un aviz de la Asociația CSK Grup Plus SRL și un aviz de la Universitatea de Tehnologie și Știință Alimentelor din Norvegia. Toate avizele au fost pozitive. Obiecții nu au fost înregistrate. Mulțumesc mult, doamnă secretar. Și domnul Seminiau, aveți ceva? Se explică cu privire la avizele? Da, mulțumesc frumos pentru avize. Mulțumesc frumos. Am primit toate avize și tot este foarte. Mulțumesc. La joc. Acum, conductorul științific, domnul Cristian Clinic Științe Radica Sturzea, vă caracteriza calitățile personale și personale ale candidatului. Nu teza de doctorat, dacă nu numai candidatului. Onorată asistență. Deși nu sunt la prima teză de doctorat condusă, am foarte multe emoții. Foarte multe emoții, deoarece așa suntem noi. Și în cazul prezent, vreau să menționez că e o teză absolut care iese din comun față de tezele pe care le-am îndrumat. Deși, sincer, recunosc că la fiecare teză, la fiecare etapă, era exact aceeași situație. Ieșeam totalmente din comun. Dar, în cazul de față, vreau să menționez următoarele. Deci, teza domnului Nichita Simineu este un exemplu de teză absolut interdisciplinară. Deci, dacă până acum erau multe teze care se făceau în cadrul unei disciplini, deși, sincer, pentru un inginer, teza întotdeauna includea o bună parte din disciplinile fundamentale, o bună parte din disciplinile inginerești. În cazul de față, teza este absolut interdisciplinară, deoarece include cunoștințele lui Nichita din domeniul fizicii, din domeniul chimiei fizice, cunoștințe profunde în domeniul IT, cunoștințe profunde în domeniul structurii materialelor. Deci, eu consider că domnul Simineu a dat dovadă de capacitatea de a realiza o teză la intersecția mai multor domenii de cercetare și părerea mea este că viitorul aparține anume unor astfel de cercetări și unor astfel de cercetători. Este absolut tânăr și are tot viitorul în față. Și aș vrea să-i doresc să nu-și piardă din entuziasmul
în cercetare, de care a dat dovadă și să pășească cu îndrăzneală mai departe, fiindcă doar așa va fi realizat un progres atât în domeniul cercetării, cât și în cariera sa profesională. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, doamna conducător, și mulțumesc mult pentru pregătirea așa competitor. Întrebări, propuneri? Nu sunt. În acest caz, trebuie să ne explică opinia personală. Despre teza care noi am audiat acum. Eu sunt de acord. Astăzi noi am audiat o teză excelentă. Interdisciplinar, asta e nu discu. Eu sunt fizician și aici eu am audiat cu mare interes și foarte profesional a fost prezentat rezultatele încercării folosind toate metodele care noi folosim pentru investigări nanostructuri funcționale pentru microelectronică. Și 7 publicații, dintre care 3 în Kuiper Factor, 7 prezentări la simpozioane internaționale, înseamnă a fost aprobat destul de profund. Și valoarea aplicativă confirmă brevet de invenție a fost inventat absolut și are perspective pentru implementări. Stimați colegi, conform procedurii, noi acum audiem rapoarte diferență oficială. Cuvântul pentru prezentarea avizul referențial are doamna Ileana Denisă Nistor, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Vasile Alexandrie. Vă rog. Bună ziua! Întâi aș vrea să mulțumesc pentru onoarea ce mi-a făcut-o și încrederea acordată de a mă copta ca și expert independent la această teză. Și aș vrea să vă asigur că, din punctul meu de vedere, nu am nicio legătură, niciun conflict de interese în această evaluare a tezei. Și acum, vă rog să-mi permite să nu citesc exact tot raportul, este stufos, dar să fac câteva spicuiri pe care eu le consider foarte importante. Aș începe prin faptul că eu consider că această teză este la un nivel foarte, foarte ridicat și deschide o nouă cale de abordare. Poate până acum făceam foarte mult experiment, făceam analizele de structură de materiale și vedeam cu aceea care este cel mai performant. Cred că această abordare de a face întâi o modelare matematică și o simulare este mult mai benefică pentru a vedea exact care, ce posibilități avem pentru a intercala anumite substanțe de interes pentru noi. Și după ce avem un aviz pozitiv, dacă din punct de vedere teoretic și pe computer există această posibilitate, apoi să trecem la experimentul practic.
Deci, pentru mine înseamnă un pas important înainte abordarea în acest fel, întâi a materialelor și a posibilității de intercalare a diferitelor substanțe între lamele, deci pentru a face materiale compozite. Din punct de vedere a voastrei teoretice, că trebuie să respectăm un tipic clar a partele noastre și acest tipic este exact conform metodologiei pe care o indicată de metodologia de evaluare a susținerilor teselor de doctorat a Universității Tehnice Moldovei. Deci, este important că, începând cu baza teoretică, s-a deschis o nouă direcție asupra ambalajelor și anume folosirea de materiale naturale pentru a încerca să facem filme acoperitoare pentru ambalajele alimentare și mai ales că ne-am prevalat de aceste argile care spun mântând materiale naturale lor și care au această proprietate de a fi lamelare și a putea noi să mărim spațiul interlamelar și acolo să putem introduce diferite substanțe de interesant noi, în cazul doctorandului, o altă substanță naturală, amidonul, la fel, pentru că suntem interesați să nu folosim să încercăm să ne depărtăm de folosirea materialelor proveniență din petrol și să acordăm pe măsura posibilităților materiale naturale și care, bineînțeles, să nu facă rău produsului alimentar. Și de asemenea mai folosit ca plastic în polietilen glicolul, care, sigur, e folosit și în industria farmaceutică, deci absolut materiale inofensive pentru aliment. Deci, problema de bază a tezei a fost realizarea de materiale noi, deci de o nouă direcție, deci realizare de ambalaje pentru produsele din industria alimentară, dar utilizând materiale naturale și, de asemenea, cu un preambul foarte, foarte bine pus la punct și de alt nivel de modelare, nu numai de modelare moleculară, dar de modelare dinamică moleculară. Exact, care arată posibilele interacțiuni dintre substanțele pe care noi le dorim să le înglobăm unul în acest lucru pe care a realizat filmul. Deci eu zic că acest scop al tezei de doctorat, realizarea unor acoperiri din fol utilizând materiale naturale, a fost atins și este foarte bine redat. Sigur că în teză s-au studiat toate influențele, ce influențe au încărcăturile lamelelor materialelor. Bineînțeles că ele au încărcătură electrică datorită cationilor pe care îi conțin și cum interacționează cu amilosa din amidon și, bineînțeles, rolul apei care ne ajută la umflare, adică la distanțarea interlamelară. Deci, din toată literatura, a reușit să se canalizeze și să își urmărească exact firul care îi trebuia. Din punct de vedere al inovației și originalității științifice, eu cred că abordarea unui nou domeniu, deschiderea unui domeniu de alt tip de ambalaje, până acum am fost obișnuiți, bineînțeles, cu ambalajele organice peste tot, și acum să încercăm să abordăm cum ar veni ambalaje verzi, dar nu oricum să facem multe, multe, multe mii de experimente, nu? Deci să vedem dacă acestea ce gândim sunt posibile. Ei, acest lucru nu ne putem să facem decât cu ajutorul computerelor și a modelărilor. Modelarea, mai ales a modelării dinamice. Deci consider că este lucrarea originală, deschide un nou capitol în ambalaje,
ce un lucru foarte important pentru industria produselor alimentare, pentru că producem alimente, dar avem interesul ca ele să se mențină mai mult gram. Dar fără să băgăm noi foarte multe substanțe de condiționare, și avem interesul ca ambalajul să protejeze produsul alimentar din interior, să fie ambalajul o barieră împotriva umidității, împotriva oxigenului care ar oxida produsul alimentar. Deci, consider că teza a răspuns exact la aceste puncte, la acest scop. Și este o teză originală și abordarea este deosebită la un alt nivel, un alt nivel. Din punctul de vedere al cercetării, valoarea practică a cercetării, eu cred că de aici încolo, pe domeniul acesta a substanțelor naturale, un fel de chimie verde trebuie să lucrăm mai mult, pentru că să ne mai ferim de atâta, să folosim foloasele toate, tot ce vine din petrol. Pentru că avem bogățiile naturale, argilele, spământul sunt peste tot. Amidonul, la fel, nu este ceva care să fie cu... este la fel, în multe, multe, multe materii prime de alimentare. Deci, valoarea practică a cercetării chiar este inestimabilă, adică prezintă mai ales un viitor. Pentru că mai este de lucru pentru crearea acestor firme exact, să vedem exact dacă fac o barieră și să vedem eficacitatea. Dar s-a deschis drumul. De acum trebuie să s-a deschis o ușă, noi trebuie să pășim. Din punct de vedere a calității metodologiei de cercetare, metodologia a fost amplă și a urmărit obiectivele de cercetare, aparatura folosită a fost de înalt nivel, iar din privitor la partea analitică, sigur, s-au folosit analizele de materiale care sunt obligatorii și care sunt de tot, bineînțeles, de reițuri, termografie, tot ce trebuie și ce cunoaștem că sunt necesare, dar nu s-au considerat suficiente pentru că, am zis, reducem numărul de eșantioane și întâi facem, vedem, merge, intră amilosa între spațiile lamelare, în spații interlamelari, trebuie întâi să simulăm, este un polisaharid, să vedem, are loc, câtă gonflare facem, câtă distanțare între lamele, intră ca și număr de Armstrong, intră sau nu intră, vedem, și apoi urmărim, sigur, și în dinamica moleculară, ce se întâmplă cu încărcătura suprafețelor, cu partea de organică, pentru că noi dorim să facem materiale hibride. Organul prin organul, pentru a avea o sinergie de proprietăți. Luăm proprietățile din materialul anorganic, mai cuplăm cu proprietățile din materialul organic și facem materiale compozite, hibride, cu o sinergie de proprietăți. Din punct de vedere al conceptului textuale a textului, este scrisă inginerește, elovent, are 120 de pagini text de bază, are figuri 73, are foarte multe tabele și are capitolele 5, după fiecare capitol are concluzii, concluziile sunt elovente, concrete, se fac recomandări. Din punct de vedere al bibliografiei, sigur, sunt folosite lucrări recente care sunt de interes pe interesul tezei și este acoperită partea bibliografică. Din punct de vedere al calității concluziilor generale și a recomandărilor, concluziile generale sunt formulate corect,
la un înalt nivel științific, academic, limbajul folosit este un limbaj corect, este un limbaj academic și, bineînțeles, din toată teza se vede și este evidențiat aportul personal pe care îl aduce doctorandul. Privitor la corespondența dintre tema tezei, conținutul tezei, publicațiile realizate și autoreferatul, deci putem spune că deci se respectă conținutul tezei, respectă titlul tezei, bineînțeles, iar publicațiile realizate sunt în domeniul tezei. Sigur că sunt realizate 3 publicații ICI și Scopus, sunt două articole în reviste din Registrul Național al Revistelor de Profil din categoria B+, sunt 7 articole publicate în culege de lucrări ale conferințelor naționale și internaționale și avem și un brevet de invenții. Deci, condițiile pentru a veni doctorandul și la comisie cu teza, deci sunt îndeplinite. Deci, are publicațiile în domeniu, teza respectă titlul și au toate legătură. Ca și sugestie, aș sugera să anumite teste eventual de migrare a biopolimerilor destinați fabricării ambalajelor, în conformitate cu regulamentul sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare, adică să se încerce niște teste privitor la hotărârea Guvernului din Moldova din 2013, niște teste sanitare, să ne asigurăm și încă o dată că există o compatibilitate foarte bună între ambalaj și produs alimentar. Acum aș vrea să mă refer un pic de la concluzia privind corespondența între teză și titlul științific solicitat, titlul de doctor. Păi, din analiza tezei pe care am realizat-o, din punctul meu de vedere, a rezultat că domnul Nichita Siminer a răspuns cerințelor temei tezei de doctorat, a scos în evidență consecințele inginerești care rezultă în urma cercetărilor realizate, de asemenea a dovedit că poate analiza și sistematiza o cantitate mare de literatură și din care să-și aleagă exact direcția de cercetare, este capabil să efectueze cercetări teoretice, deși să lucreze pe partea teoretică, dar pe partea de computațională, de simulare pe calculator, dar este de asemenea lucrat foarte mult și laborios și pe partea experimentală după ce a determinat anumite optime pe partea teoretică și cu ajutorul calculatorului. De asemenea, reușește să-și valorifice rezultatele cercetării, așa cum am mai spus, având publicații, participări la conferințe în țară și în străinătate. Deci, cu alte cuvinte, doctorandul Nichita Siminer, prin teza sa de doctorat, a demonstrat capacitatea de a rezolva o temă de cercetare de actualitate în domeniul tehnologiilor biologice și chimice în industria alimentară și anume prin propunerea de a dezvolta noi biopolimeri pe bază de argile de tip monomorilonid sodic și monomorilonid calcic, polietilen glicol și amiloză. Conținutul tezei de doctorat, modul de abordare al doctorandului, elementele de originalitate pe care le-a introdus în teză, cercetările experimentale pe care le-a realizat, reprezintă motivul pentru care eu apreciez această teză de doctorat cu calificativul excelent și recomand susținerea publică. Bineînțeles, a tezei de doctorat, structurii clei polimer nanocompozite pentru ambalaje alimentare,
elaborată de doctorantul Michela Siminer. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Pentru mine a fost o mare plăcere să studiez această teză. Cred că are viitor și se poate continua. Și mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc mult, doamnă referent oficial, pentru efortul și timpul acordat pentru analiza tezei. Acum, mergem de departe. Domnul Simeneu, răspunsul dumneavoastră la propunerea lecției referent oficial. Thank you, thank you very much, Doamna Profesoara. It was an honor that you checked my thesis, and I'm very thankful for that. Regarding your comments about the bibliography, it was a hard task to find recent interdisciplinary articles in order to refer to them. That's why these, some of them are maybe 3 or 4 years old, but other than that, I've tried to find articles about plays or simulations more recent. That's why, in general, maybe it looks like bibliography is not up to date, but that's what we have to deal with when dealing with interdisciplinary disciplines. Other than that, thank you very much for positive comments, and I agree with other views. Thank you. Estimată doamnă, sunteți de acord cu răspunsul? Da? Sigur. Bine. Atunci, mai departe, acum, referent oficial, doamna Alena Ghedu Moșanu, doctor habilitat profesor universitar, prezentați, vă rog, raport, avizul referentul oficial. Bună ziua, onorată asistență! Am fost numit în calitate de referent oficial și membru al Comisiei de Îndrumare și am evaluat cu mare atenție teza de doctor în științe inginerești cu titlul Structuri clei polimer nanocompozite pentru ambalaje alimentare a studentului doctorant Simeon Nichita la specialitatea științifică 253-06 Tehnologii biologice și chimice în industrie alimentară în cadrul școlii doctorale a Universității Tehnice a Moldovei. Conducător științific Stur Zarulica, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent Academiei de Științe a Moldovei. De asemenea, declar lipsă de conflict de interese în evaluarea acestei teze. Recenzia dată a fost elaborată în conformitate cu metodologie de evaluare a susținerilor tezelor de doctorat, elaborată de Universitatea Tehnică a Moldovei. Noi cunoaștem că ambalarea alimentelor este o etapă tehnologică foarte importantă pentru a satisface pe consumatorul și pentru a crește durata de valabilitate a produselor alimentare. Introducerea materialelor noi de ambalare a alimentelor este o tendință actuală, deoarece materialele date nu cauzează poluarea mediului, așa cum sunt ambalajele din plastic. Astfel, materialele biodegradabile, regenerabile, cum sunt argile, sunt capabile să înlocuiască materialele plastice convenționale, oferind un avantaj important pentru creșterea durabilă a industriei alimentelor. Argile sunt un material natural, promițător, sunt utilizate foarte larg, deoarece au capacitatea de a intercala o varietate largă de specii anorganice și organice și costul acestor componente prezintă avantaje considerabile din punct de vedere a protecției mediului și ca preț unor asemenea acoperiri pentru ambalaj.
Al doilea material care a fost utilizat în teză este amidonul, fiind un biopolimer regenerabil, integral biodegradabil, are un preț scăzut și deci este permis pentru contactul cu alimente, ceea ce este foarte important din punct de vedere în fizibilității a produselor alimentare. Polietilen glicolul este utilizat în diferite domenii, dar în cazul dat a fost utilizat pe post de plastifiant, ceea ce a permis de a obține nanoacoperiri sigure pentru alimente și nu va conduce la poluarea mediului ambient. Scopul tezei de doctorat a constat în dezvoltarea de noi biopolimeri pe bază de argile, sodiu și calciu, montmorilonit, polietilen glicol și ameloză, elucidarea funcțiilor argilei, plastifiantului, amidonului și apei în formarea straturilor nanocompozite cu ajutorul diferitor tehnici experimentale, cercetarea afinității de transport, de transfer a vaporilor de apă în vederea stabilirii domeniului de aplicare a biopolimerilor. De asemenea, în conformitate cu scopul, au fost formulate 4 obiective care au fost atinse. Teza de doctor se bazează pe un suport teoretic și experimental, iar rezultatele obținute sunt pe deplin argumentate. Teza de doctorat realizată de Nichita Simineu se axează pe o ipoteză că ambalajele pentru alimente uscate pot fi realizate din nanocompozite pe bază de argile, sodiu și calciu monomeronit, polietilen glicol și ameloză din amidon, utilizate în calitate de acoperiri de barieră. Pentru realizarea obiectivelor propuse, autor s-a axat pe dezvoltarea modelelor potențiale pentru simularea pe calculator a nanocompozitilor, polimer argilă, o zonă de cercetare pe care este, după părerea mea, relativ nouă. Cercetarea explorează efectul diferitor parametri, inclusiv concentrația de argilă, matricea polimerică, condițiile de prelucrare asupra proprietăților nanocompozitilor. Originalitatea lucrării constă în aplicarea nanocompozitilor care au funcții de acoperire de barieră pentru aplicații de ambalaje alimentare. Deci, cu perspectivă de a îmbunătăți semnificativ durata de păstrare a produselor ambalate și de a reduce riscul alimentar. De asemenea, în teza de doctorat s-a utilizat o combinație de metode teoretice și experimentale, ceea ce a permis o înțelegere mai cuprinzătoare a rezultatelor obținute. Compararea rezultatelor experimentale cu modele teoretice aplicate a demonstrat aplicabilitatea modelelor teoretice implicate și eficacitatea acestor nanocompozite utilizate în calitate de acoperiri de bariere pentru materiale de ambalare, cum ar fi și reducerea permeabilității pentru vapor de apă și oxigenul din aer. Valoarea practică a cercetării constă în aceea că cercetările realizate au permis recomandarea metodologiei optime pentru planificarea și obținerea nanocompozitelor, pentru a urmări procesul de intercalare argilă, amidon și diminuarea suprafețelor deschise pentru absorbția apei și dioxidul de carbon, s-a recomandat analiza proprietăților de umectare a interfețelor. Drept suport metodologic au servit tehnici și experimentale avansate ca metodă de tracție cu razii X, analiza termogravimetrică, spectrometrie de masă cu termogravimetrie, metode dinamice și moleculare. S-au utilizat metoda simulării tridimensionale.
Rezultatele experimentale obținute au fost corelate cu rezultatele simulărilor la nivel molecular, fiind interpretate foarte bine la un nivel teoretic. Astfel, modul de abordare creativ și metoda aplicată cu caracter interdisciplinar a permis atingerea obiectivelor stabilite de doctorat. Conceptul și calitatea textului este asigurată de teze care conține 5 capitole, concluzii generale și recomandări. Lucrarea este redactată cu acuratețe științifică, materialul expus este logic, rezultatele experimentale sunt clare și coerente. Prezentarea grafică este rațional încadrată în teză și, în totalitate, corespunde temei abordate. Fiecare capitol, cum și s-a menționat, este finalizat cu concluzii. Concluziile reflectă ideile și rezultatele principale ale capitolului. Rezultatele obținute sunt generalizate, fiind formulate concluzii generale și recomandări. Lucrarea include referințe bibliografice care sunt actuale, toate fiind citate în textul de bază, în mod corespunzător, totuși, referințele bibliografice nu totalmente sunt redactate în conformitate cu regulamentul de redactare a tezelor de doctorat. Concluziile sunt concludente, sunt formulate la un nivel științific corespunzător unei teze de doctorat, s-a utilizat un limbaj academic adecvat, s-a evidențiat aportul personal al autorului. Rezultatele obținute sunt reflectate în publicații științifice ale autorului, în special au fost publicate 3 articole în reviste internaționale cotate ISI și Scopus. 2 articole au fost publicate în reviste din Registrul Național al revistelor de profil de categoria B+, și sunt articole în culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale și naționale și în privire de invenție. Rezultatele cercetărilor au fost discutate la conferințe naționale și internaționale. În concluzie, aș vrea să menționez. Analizând teza de doctorat realizată de doctoratul Nichita Semenea, se poate demenționa că aceasta corespunde cerințelor față de teze de doctorat. Au fost obținute rezultate inginerești. S-a demonstrat capacitatea de analiză și sistematizare a literaturii de specialitate. Au fost efectuate cercetări teoretice, care au condus la obținerea rezultatelor utilizabile din punct de vedere ingineresc. Doctorand a reușit să valorifice rezultatele cercetărilor experimentale prin publicarea în reviste recenzate. Doctorandul Nichita Semenel a demonstrat capacitatea de a rezolva o temă de cercetare foarte importantă în domeniul industriei alimentare și în special la specialitatea tehnologii biologice și chimice în industria alimentară. În baza celor menționate, teza de doctorat intitulată Structuri clei polimer nanocompozite pentru ambalaje alimentare, elaborată de doctorandul Nichita Semenel, este apreciată cu calificativul excelent. Și se recomandă susținerea publică a tezei în cadrul ședinței Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Mulțumesc mult, doamna Cristian Trecean, domnul Semenel. Răspundeți, rog, la întrebări și propuneri doamnei Cristian Trecean. Vreau să spun că în
Mulțumesc frumos pentru comentarii pozitive. Sunt de acord și cu obiecții. Da. Mulțumesc. Referent zicea doamna doctor Cătălițarcu Universitar Polina Boloroș, prezentați, vă rog, aviz referentul zicea. Majoritatea ideilor care eu vreau să le prezint aici, toate au spus părere de bine sau de rău, nu știu, dacă s-a trăit, acum nici nu mai am să spun așa tare original. Cred că trebuie să o încep cu aceea că, într-adevăr, prin acest aviz e clar lipsa de conflicte din chemise în evaluarea acestei teze. Astăzi am asistat la o susținere foarte frumoasă, după părerea mea, o temă frumos spusă, frumos soluționată și cel mai plăcut și frumos prezentată, chiar mai frumos decât într-adevăr, mai frumos decât ceea ce a fost chiar în teză. Toate că la teză nu am pretenții. Clar că aici sunt niște repere acum, la care noi trebuie să dăm răspunsuri care cinstim. Și ce ține de, deci încă baza teoretică a tezii, pot menționa că materialele biodegradabile, regenerabile, capabile să înlocuiască materialele plastice, astăzi, obținute pe bază de petrol, oferă un avantaj important pentru industria ambalajelor. Este important aici încât e menționat că în acest domeniu, că acest domeniu ține de necesitatea de a soluționa într-adevăr problema noastră atât de, din punct de vedere al ecologic, cât și din punct de vedere economic. Nu mai vreau să menționez aici că sistemul care a fost astăzi prezentat este legat de aceste materiale biodegenerabile, degradabile, cum este, sunt argilele prezentate și concrete, da, și amidonul și polietilen glicol, la asta s-a oprit bine. Ideea promovată în lucrarea, în lucrarea dată, are la bază ipoteza că prezența argilelor gonflabile, adică și dintre noi am învățat cheza aceasta, da? Că prezența argilelor gonflabile în cadrul unei matrici polimerice poate să influențeze semnificativ proprietățile de barieră ale acoperirilor formulare. Analiza proprietăților peliculilor de monoliloride și amidon a demonstrat prin teste de migrare că acestea pot să fie utilizate drept ambalaje biodegradabile. Problema de bază ține de aranjamentele reciproce ale straturilor, asigurarea concurenței dintre matricea polimerică și plastifianță cu vapor de apă sau oxigen pentru un loc în sfera de coordinare primară a cationilor din galerie. Deci, ca urmare, este necesar să identifice proprietățile de biopolimer și plastifian în galerie argilelor gonflabile. În lucrare de cercetare au fost utilizate, într-adevăr, foarte multe tehnici experimentale avansate. Și foarte bine că autorul a găsit așa o soluție că acolo unde tehnicile experimentale nu dau răspuns chiar la toate întrebările, a folosit și aceste simulări teoretice. Fie mai plăcut că aceste simulări teoretice au venit în bună concordanță cu rezultatele experimentale. Despre obiective și chestii sau despre obiective și scopuri s-a spus aici. Vreau doar să într-adevăr să menționez că teza de doctorație bazează pe un suport teoretic experimental semnificativ și rezultatele obținute sunt pe deplin argumentate. Referitor la inovație și originalitate, științific, într-adevăr, s-a spus foarte mult. Trebuie să menționez doar aici că, într-adevăr, originalitatea lucrării ține de propunerea aplicării în aria compozitelor care au funcție de acoperire, de barieră la ambalajele alimentare pentru a îmbunătăți semnificativ durata de rap a produselor ambalate și de a reduce risipa alimentară. Valoarea practică a cercetării. Aici se poate menționa, nici nu găsesc ce să mai spun, ceva nou ce s-a spus. E important că autorul recomandă de a lua în calcul simulările interacțiunii moleculilor de polietilen glicol, ceea ce poate oferi un câștig semnificativ de performanță în simularea sistemelor la scară mare. Pentru a urmări procesul de intercalare argil-amidon și diminuarea suprafețelor deschise pentru absorbția apei și a dioxidului de carbon, autorul recomandă analiza proprietăților de umectitate a interfețelor. Și de fapt tot e destul de important.
Lucrarea prezintă o deschidere pentru cercetările, aici s-a spus foarte mult, adică face o deschidere pentru cercetările ulterioare. O să-mi pară foarte rău dacă Nichita Simiel nu va prelungi această temă și nu va duce, mai ales mai departe, legate de recomandări, tot sunt, recomandările sunt legate de faptul că aș aștepta niște teste care ne arăta că noi putem, într-adevăr, de acum implementa aceste rezultate o leată teoretice și experimentale, da? Să ajungem și la produsele cele alimentare care stau la noi pe ramă. Conceperea și calitatea textului. Textul este, într-adevăr, structurat foarte logic, rezultatele experimentale sunt expuse clar și băierin, într-un stil academic, fiecare capitol se finalizează cu concluzie, așa cum se cere după regulament, care reflectă ideile și rezultatele principale ale capitolului. Asigurarea bibliografică, aici, într-adevăr, s-a spus că foarte bine a fost analizată literatura recentă în acest domeniu, 162 de resurse au fost analizate, s-a găsit acea nișă în care el poate să-și aducă aportul, asta tot e destul de important, și ca obiecție aici, ca să nu mai repet încă o dată, ca obiecție aici, că, într-adevăr, bibliografia la tine nu este după regulamentul oformării tezelor de doctorală temei. Conținutul tezei corespunde temei abordate, sunt reflectate corespunzător în rezultat, corespunzător în rezumatul tezei și în publicațiile științifice ale autorului. Nu mai spun câte ele sunt, despre obiecții subiecte spus deja pe parcurs. Concluzia privind corespunderea tezei titlului științific solicitat. În analiza tezei de doctorat rezultă că doctorantul Nichita Simeniel a răspuns cerințelor temei tezei de doctor. Prin această teză de doctorat a demonstrat capacitatea de a dezvolta o temă de cercetare de actualitate importantă, da? În domeniul tehnologiilor biologice și chimice în industrie alimentară. Conținutul tezei de doctorat, modul de acordare, elementele originale și cercetările aplicative efectuate sunt elemente esențiale care împreună cu obiectivele soluționate au fost motiv pentru care lucrarea este apreciată cu calificativul excelent. Și prezentarea de astăzi, încă o dată, ne-a demonstrat că Nichita Simeniel merită titlul de doctor în știință la specialitatea tehnologiei biologice și chimice în industrie alimentară. Mulțumesc mult pentru avizul pregătit și prezentat. Domnul Simeniel, aveți și... Thank you very much, Domnul Buroș. It was a great honor that you was my referent and ranked my thesis so highly. In terms of, I'm still interested in interdisciplinary research, so maybe later on we can collaborate on your XRD investigations and our simulations and see what we can come up with. Thank you very much. Acum trebuie să ofer cuvântul membrilor Consiliului pentru expune concluzia, recomandările și calificativul. Domnul membru corespondent Valentin Недев, vă rog, explicați. Mulțumesc. Așa cum am și dat raportul, am apreciat că tema este de noutate pentru cercetările din întreaga lume, adică găsirea de materiale compozite, materialele care se poate înlocui materiale clasice din anumite puncte de vedere, prin o parte din ecofage sau care au un impact negativ asupra mediului. De asemenea, abordarea temei de cercetare, am menționat, se face la un nivel științific înalt, modelarea matematică folosită fiind confirmată de instituții din Europa, cele care au și transmis avizul lor la respectiva teză, precum că sunt de acord cu metodologia abordată. La toate întrebările din formular am dat calificativul excelent, prin urmare, calificativul meu acordat pentru teza pe care am studiat-o și am omdiat este excelent și cu felicitări interioare, mai ales că doctorandul va lucra și lucrează într-un domeniu al Institutului de Inginerie Fizică, parcă. În discuția cu domnul rector Costa, am înțeles că sunt idei mari, strategii mari.
te recomand să continui cu aceeași, să spunem noi, cu aceeași patos, cu aceeași, să spunem noi, dăruire și chichițe pe care numai cercetătorul le are, să găsească soluții noi acolo unde mulți spun că nu există. Cercetătorul această misiune, acest har, să găsească soluții. Felicitări și care să meargă din ce în ce mai bine. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, domnule. Mersi mult și Mulțumesc mult. Așa trebuie să fie. Doamna Bulgaru, vă rog. Da, mulțumesc. Deci, domnule, și eu am ascultat cererea tezei domnului Simiel. Tematica pe care ați abordat-o este într-adevăr una foarte actuală și se aseamnă dezvoltarea de modele potențiale pentru stimularea de calculatura înaltă obositelor cu linia arcilă, care este o zonă de cercetare destul de promițătoare. Deci autorul teza de doctor investigează materialele respectiv drept acoperite de barieră pentru aplicații de ambalaje alimentare, cu perspectiva de a îmbunătăți semnificativ durata de raft a produselor alimentare și de a reduce risipa alimentară. Rezultatele cercetării demonstrează că sunt foarte importante atât în domeniul industriei ambalajelor produselor alimentare, cât și pentru domenii a științelor materialelor și fizica polimerilor. Documentarea autorului este una amplă și actualizată, lucrarea este bine structurată și a fost clar și foarte frumos prezentată. Teza de doctor cu tema structuri clăitori polimer în nanocompozite pentru ambalaje alimentare, realizată de pretendentul Simiel Nichita, este evaluată cu calificativul excelent, iar autorul merită să îi se atribuie gradul științific de doctor în științe inginerești la specialitatea științifică 253.06, tehnologii biologice și chimice în industria alimentară. Sincer, felicitări! Mulțumesc mult, doamnă Bulgaru! Stimați colegi, onorabili asistenți, cineva în sală are intenția explicați opinia, propuneri. Cine? A, domnul Cristian Curuc, vă rog. Întrucât domnul Simeniel Junior, Nichita Simeniel, colaboratorul nostru e cercetător la Institutul de Fizică Aplicată. Atunci când dânsul a fost angajat, după o stagiune în Marea Britanie, și dumnealui mi-a expus cam care e esența lucrurilor care l-a făcut acolo. Deci eu mi-am amintit de la fel, colega mea din Institutul de Fizică Aplicată, cu care ne cunoaștem de vreo circa 40 de ani, doamnă profesor Sturza, pe atunci nu era membru corespondent, dar asta de fapt nu are nicio importanță. Dumnezeu a venit la seminarul care l-am organizat special ca domnul Simeniel să expune anumite principii și abordarea care ar fi interesante. Și eu îi sunt profund recunoscător doamnei Rodica Sturza pentru faptul că a fost foarte receptivă și a dat seama pe loc de perspectiva care se deschide. Din câte înțeleg eu azi, după tot ce s-a audiat, proiectul a reușit. Da? Felicitările mele și stimat Consiliu, am avut toată plăcerea. E prima susținere de doctorat care o văd în da, uniformă care o purtați. Da? Mulțumesc! Dar să știți că domnul Simeniel, în faptul ceea ce s-a auzit aici,
Dânsul e foarte bine instruit. E o persoană foarte agreabilă. Un inginer care cunoaște bine și fizica laserelor, și optica, și fizica în general, și temperaturile joase, deci el fiind și experimentator și capabil să facă simulările și în fizică, și fiind solicitat în proiectele peste hotar, adică o persoană foarte talentată. Lucrul ăsta noi l-am apreciat și eu sper că viitorul, că el nu se iasă din albea asta a cercetării, fiindcă oameni cu așa dotări au toate posibilitățile în condiții atitudinii față de știință moldovei, care le avem aici, eu reiez de salariile care se plătesc, ar putea să devieze în alt domeniu, în IT, de exemplu, sau încă undeva. Bun, dar asta acum nu ține de susținere. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc mult, domnul Crivișan Culiuc. Dumnezeu a subliniat, noi avem în Moldova fundament bun și tradiție, dinastie științifică, seminiu. Senior și junior. Da, tradiție și trebuie susținut și promovat mai departe. Mulțumesc mult. Și acum, domnul prelector, veniți, rog, cu explicații. Mulțumesc, domnul Cărnician. În primul rând vreau să vă spun că am asistat la o teză extraordinară. Eu chiar stăteam acum și discutam cu doamna conducătora tezii mele, pe care am susținut-o recent. O teză extraordinară, o prezentare extraordinară. Am răsfoit și din curiozitate foarte mare și teza și rezumatul domnului Nichita Simenel. Cu această ocazie vreau să felicit foarte mult atât pe pretendent, pe domnul Simenel, cât și pe doamna membru corespondent Rodica Sturza, conducătorul acestei teze extraordinare. În primul rând, după cum ați menționat, nu este primul, deci este un număr foarte mare de susțineri până la moment. Eu vreau să urez domnului Simenel să continue, fiindcă cercetarea are o perspectivă foarte mare, au vorbit foarte mulți astăzi, stimații domnului comisiei. În primul rând este o cercetare pe care puteți să o continuați nu doar în domeniul respectiv, în domeniul tehnologiei alimentare, are o perspectivă foarte mare și în fizică și cu respectiv corpul solid și în nanostructuri, deci este o cercetare interdisciplinară. Deci eu vă felicit cu această ocazie și vă doresc mari succese și în continuare. Iar pentru domnul academician Culiuc a menționat un lucru foarte important despre susținere și modalitatea de susținere și vreau să vă spun că la Universitatea Tehnică toate susținerile vor fi doar în așa mod, fiindcă susținerea unei teze de doctor este o sărbătoare, deoarece reprezintă nu altceva decât un nou doctor, deci un nou impuls în cercetare și nu doar și în inginerie, și în știință, inginerie și tehnice. Poate lucrul ăsta mai motivează și tinerii din nou să se ocupe și de cercetare și să continue acest proces. Mulțumesc! Ca să fac un comentariu, începând de astăzi, domnul Sfânt Nichita are voie să poarte robă și tocă. Absolut. N-a pus rochie. Asta este în tradiție europeană academică. Da. Titlul de doctor îți dă acest drept. Eu mulțumesc. Pentru important comentar. Cineva în sală dorește are intenție ceva să spun. Noi am discutat din toate părțile teza de doctor. Domnul doctor Simenel, vă rog, dar vă rog, și îndrumător și susținător. Da. O să fiu foarte succintă, pentru că, într-adevăr, s-au spus bună ziua tuturor. Într-adevăr, s-au spus cuvinte frumoase și
pentru Nikita și pentru doamna conducătoare. Cunoaștem calitățile, performanțele ambelor. Eu am să vorbesc despre Nikita succint doar din perspectiva directoarei de școală doctorală, pentru că a fost un doctorant exemplar, foarte educat, perseverent, foarte corect, care și-a îndeplinit toate sarcinile la timp, foarte bine și mereu a ținut acel ritm care, de fapt, poate să-l țină și trebuie să-l țină doctoranzii, pentru că contează dacă dorim. Dacă ne dorim tare mult, nu sunt lucruri imposibile, putem să realizăm. Și rezultatul de astăzi, de fapt, este o realizare extraordinară pentru ambii. Felicitări, Nikita! Mulțumesc mult, doamnă președinte, și pentru efortul în calitate de îndrumător. Asta e rezultatul efortului colectiv. Mulțumesc mult! Bine, acum, stimați colegi, noi putem subliniem în baza rapoartelor pozitive ale membrilor Consiliului Științei. Eu propun acordarea titlului de doctor în științe inginerești pretendentului domnul Nikita Simineu și cu calificativele excelent. Toți referenții oficiali au explicat această opinie, opinia mea personală tot i-am explicat și teza merită va fi calificat cu notă excelent. Noi votăm? Sau? Da. Trebuie de votat acest calificativ cu notă excelent. Vă rog, membrii care consiliului, votați, vă rog. Cine ai spus? Toți unanim. Nu trebuie îndebați. Toți unanim. Asta e clar și merită, desigur. Bine. Da. Noi trebuie de aveți și de aprobat hotărârea ședinței și doamna secretar Consiliului, dați, vă rog, citire proiectul de hotărâre. Deci, la ședința Consiliului de astăzi au participat 7 membri și 13 invitați. Componența Comisiei de Doctorat, domnul Vasilorenco Anatolie, în calitate de președinte, academician, doctor, habilitat, profesor universitar, Bulgar Viorica, secretar științific, doctor, conferențiar universitar, domnul Nedie Valentin, membru corespondent a Academiei de Științe, și doamna Stursa Rodica, membru corespondent a Academiei de Științe din Moldova, profesor universitar, doctor habilitat. În calitate de recenzentă, doamna Nistor Ileana Denisa, doctor inginer, profesor universitar, doamna Gendolf Moșanu Aliona. În calitate de recenzentă, doctor habilitat, conferențiar universitar și doamna recenzentă Boruș Pavlina, doctorul conferențiar universitar. S-a ascultat raportul studentului doctorat Nikita Simineu la tema tezei de doctorat cu titlul Structuri, clei, polimer, nanocompozite pentru ambalaje alimentare, prezentat spre susținere la specialitatea științifică 253-06, tehnologii biologice și chimice în industrie alimentară, conducător științific, Rodica Sturza, membru corespondent HM, doctor, habilitat, profesor universitar. Membri ai Comisiei de Îndrumare, Aliona Gendolf Moșan, doctor, habilitat, conferențiar universitar UTM, Rodica Simin, doctor, conferențiar universitar UTM și Alexei Parile, doctor, conferențiar universitar UTM.
Teza a fost elaborată în cadrul Departamentului Imunologie și Chimie, Facultatea Tehnologiei Alimentelor, Universitatea Tehnică a Moldovei. O parte din testări a fost realizată în cadrul Universității Sheffield Hallam, Marea Britanie. Gradul de noutate al temei, deci teza oferă o înțelegere cuprinzătoare a comportamentului nanocompozitelor biopolimer argilă și a potențialelor lor aplicații drept acoperit de barieră, ceea ce preconizează implicații semnificative pentru industria ambalajelor alimentare. Dezvoltarea de modele potențiale pentru simularea pe calculator a nanocompozitelor polimer argilă, care este o zonă de cercetare relativ nouă. Efectul diferitor parametri, inclusiv concentrația de argilă, matricea polimerică și condițiile de prelucrare asupra proprietăților nanocompozitelor. Teza investigează aplicarea nanocompozitelor drept acoperiri de barieră pentru aplicații de ambalaje alimentare, care este o zonă de cercetare nouă și emergentă, cu perspectivă de îmbunătățire semnificativă de durată a produselor ambalate și de reducere a risipei alimentare. Lucrarea utilizează o combinație eficientă de metode teoretice și experimentale, care permite o înțelegere mai cuprinzătoare a comportamentului nanocompozitelor polimer argilă. Rezultatele cercetării demonstrează eficacitatea acestor nanocompozite utilizate drept acoperiri de barieră pentru materiale de ambalare, cum ar fi reducerea permeabilității oxigenului și umidității, ceea ce permite o contribuție semnificativă pentru domeniul ambalajelor alimentare. Relevanța științifică a rezultatelor obținute în cadrul tezei de doctor, structuri clay polimer nanocompozite pentru ambalaje alimentare, constă în dezvoltarea și optimizarea modelelor de biopolimeri pe bază de polietilen glicol, amiloză și argilă, de natriu și calciu, montmorilonit, descrierea comportamentului de umflare, afinitatea apei și a biopolimerului pentru diferiți categorii, reducerea permeabilității și îmbunătățirea proprietăților de barieră ale acoperirilor formulate pe bază de aceste biocompozite. Valoarea aplicativă a lucrării constă în obținerea structurilor de barieră și reducerea permeabilității gazelor și vaporilor de apă prin materialele compozite datorită testării proprietăților de barieră ale nanocompozitelor în funcție de masa moleculară și natura biopolimerului, formării structurilor de barieră și reducerii permeabilității gazelor și vaporilor prin corelarea afinității argilelor față de biopolimeri în funcție de structura și sarcina de strat și aplicării efectului dezordinii rotațiunile și a efectului substituției izoforme a cationilor schimbabili din montmorilanit asupra dinamicii de absorpție și distribuție a moleculelor de apă și polimer intercalate asupra parametrilor energetici și asupra formării nanocompozitelor argilă biopolimer. Decizie. Reieșind din valoarea științifică, actualitate și importanța practică a tezei realizate și prezentate, Comisia de Susținere Publică a tezei de doctorat a luat următoare decizie. Teza de doctor cu titlul Structuri clay polimer nanocompozit pentru ambalaje alimentare a studentului doctorand Nikita Siminel, prezentată spre susținere publică la specialitatea 25306 Tehnologii biologice și chimice în industria alimentară, corespunde cerințelor din punct de vedere științific și aplicativ, corespunde actelor normative în vigoare, inclusiv a metodologiei de evaluare a tezelor de doctorat în cadrul UTM, pentru conferirea titlului științific de doctor în științe inginerești. Teza se apreciază cu calificativul excelent, iar decizia Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor se recomandă spre validare în cadrul Consiliului Științific al UTM. Și avem aici rezultatele. Mulțumesc mult! Vreau să sunt propuneri strategii cu proiectul dat, trebuie de aprobat cu vot deschis. Sunt propuneri, putem să aprobăm. Vă rog, nevere și comisiune, vă dați, vă rog, pe proiectul. Onanim, a fost
este aprobat și acum noi am efectuat procedura în conformitate cu cerințelor ANACECO-ului și acum finalizăm ședința și respectăm imnul Republicii Moldova. Deci să-i aducem felicitări doctorandului. Care de astăzi nu mai este doctorand, dar deja face doctor. Uite așa. Și iată așa. Universitatea Tehnică a Moldovei. Felicitări. La mai mult și la mai mare. Mulțumesc frumos. I would like to express my enormous gratitude to the commission, to the audience. It was a great honor to present in front of you. Thank you very much for conductorul științific, doamna Radica Sturza, pentru comisia de îndrumare. As mentioned, domnul președinte, it's a joint effort, and today it's not only about me, it's about all the people who helped me along the way. I really appreciate it. Thank you very much. Thank you. Mulțumesc mult pentru toți, pentru timpul acordat, pentru lucru intensiv și acum respectăm, vă rog, imnul Republicii Moldova și finalizăm ședința de azi. Ședința se consideră închisă.